Iată că în România sunt făcute și investiții utile pentru comunitate. Un exemplu în acest sens îl oferă proiectul implementat de Primăria Hulubești. Autoritățile locale obțin finanțare europeană pentru a construi o stație de epurare a apei. Am reușit să implementăm un contract prin finanțare nerambursabilă. Executarea lucrărilor a început în martie 2017. La acest moment lucrarea este executată în proporție de 25%. S-au efectuat lucrări de canalizare și refulare în procent de așa cum am spus, de 25% pe o suprafață de 5.000 de metri. Termenul de finalizare a lucrării este de 18 aprilie 2018. Proiectul era așteptat de comunitate, iar oamenii se vor bucura de sistemul de canalizare începând de anul viitor. Era un proiect așteptat de foarte mulți cetățeni din localitatea noastră. Din discuțiile purtate cu dumnealor, aceștia se bucură că am reușit ca să implementăm acest proiect. Și în restul localităților se lucrează pentru introducerea conductelor de canalizare. Rețeaua de canalizare se întinde pe o lungime de 19 km, dintre care 3,5 km s-au finalizat și pe satul Hulubești, satul de reședință, încă 3 km. Proiectul construirii stației de epurare și a sistemului de canalizare era așteptat de întreaga comunitate de ani buni. Autoritățile locale și-au propus să aducă mai multe investiții de acest gen în zonă pentru a schimba aspectul localităților din mediul rural.